Curcubeu de ouă croșetate. Salutare! Astăzi o să facem ouă curcubeu cu această idee excepțională din categoria jucăriilor senzoriale. Și acestea nu sună, care râde cu expresii faciale foarte simpatice și foarte utile pentru copii din categoria celor create de Montessori, da? Pentru a realiza acest curcubeu de ouă, avem nevoie de 8 culori care să aibă aceeași dimensiune a firului, plus aceasta pentru cofrag, da? Ele așa sunt pe dos, cofragul este perfect. Și croșet de 2,5 am folosit eu. Și o să mergem într-un tutorial pas cu pas să le realizăm împreună. Curcubeu de ouă croșetate. Acum o să mergem să croșetăm și oul verde. Da? Și vom începe așa. În primul rând, noi să avem un fir gros, care în 50 de grame să aibă 105 metri. Sau eventual îl dublați, sau faceți ouăle mai micuțe, sau evident puteți mări. Dar o să vorbim la momentul respectiv, dacă vrem să le facem mai mari. Acum eu vă arăt că așa pun ața pe deget, ca să nu pierd timp să învălătucesc. Da? O tensionez de aici. Și unde să-l pun, că vreau să se vadă și el, că e mititel. Facem inelul magic și 6 piciorușe scurte. Inelul magic este foarte, foarte ușor. Îl facem așa și luăm prima buclă. Ținem strâns așa, luăm primul ochi de lanț și intrăm. Luăm primele două bucle și scoatem pentru primul picioruș. Primul, vă recomand să fim atente să-l lăsăm puțin mai lejer decât celălalt, doar primul. Să nu îl strângem prea tare, da? Acum lăsăm atât cât să se plimbe croșeta pe fir și intrăm și lucrăm cu piciorușe în X, luăm cu croșeta prin dreapta, deci luăm încă o dată și avem al doilea picioruș. De aici putem să mai strângem, da? Dar totuși să meargă ușor bucla pe croșet. 3 4 5 și 6. Da? Acum strângem inelul magic. Acum nu mai este. Strângem bine. Punem un fir așa, ca semn, în loc de marcator, prefer firul și să vedem bine că acesta este primul picioruș. Da? Acesta este acel ochi de lanț care nu ne interesează. Noi trebuie să-l luăm pe acesta și am zis să-l lăsăm mai lărguț pentru că de obicei acesta prin natura sa se strânge. Și dacă tot sunt aici, o să-l lărgesc puțin și o să luăm amândouă buclele. Ok? Și deja facem la rândul 2 6 înmulțiri. La final 12 piciorușe scurte vor fi. Deci facem 1 și aici în același loc al doilea.
Se vede că e în același loc, da? În următorul. 1. Și în același loc. Și al doilea. Trei. Suntem la 4. Nu, 5 suntem. 2, 4, 5. 6 în același loc. 7. 8. 9. 10. 11. Și 12. Dăm semnul pe partea aceasta și vedem că aici este primul acesta, da? Și la fel vom face piciorușe scurte. Acum, la rândul 3, facem 3 piciorușe scurte și o mulțire. Repetăm doar de 3 ori și la final vor fi 15. Deci, 1, 2, 3, o înmulțire. Și la înmulțiri putem să facem cum am făcut pe primul rând, să luăm amândouă buclele. Dar putem face și acest tip de înmulțire cu bucla din spate, primul picioruș și al doilea, luăm amândouă buclele. Și acesta este o înmulțire mai invizibilă. 1, 2, 3. Înmulțire. Unu, doi, trei. Înmulțire. Și am ajuns la capătul rândului. Acum, dăm semnul, așa, nu peste piciorul, mai în dreapta, pentru că aici trebuie să lucrăm. Și la rândul 4 facem 4 piciorușe scurte, o mulțire. Repetăm de 3 ori și la final vor fi 18. Deci, 1, 2, 3, 4. Înmulțire. Repetăm de 2 ori. 1, 2, 3, 4. Înmulțire. 1, 2, 3, 4. Înmulțire. Da. Am ajuns la capăt. Dăm semnul. Și la rândul 5 facem 2 piciorușe scurte, înmulțire. Repetăm de 6 ori și la final vor fi 24. Deci, 1, 2, înmulțire. 1, 2, înmulțire. 1, 2, înmulțire. 1, 2, înmulțire. 1, 2, înmulțire.
Și ultima. 1, 2, înmulțire. Pe rândul 6, nu înmulțim, nu scădem. Mergem cu aceste 24 de piciorușe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Dăm semnul. Și rândul următor e de 3 piciorușe scurte, înmulțire, repetăm de 6 ori și la final vor fi 30. Deci, 1, 2, 3, înmulțire. Repetăm. 1, 2, 3, înmulțire. Repetăm de 4 ori. 1, 2, 3, înmulțire. 1, 2, 3, înmulțire. 1, 2, 3, înmulțire. 1, 2, 3, înmulțire. La rândul 8, nu înmulțim, nu scădem. 30 de piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dăm semnul. Și acum vom face 4 piciorușe scurte, o înmulțire, repetăm de 6 ori și la final vor fi 36. 1, 2, 3, 4, înmulțire. 1, 2, 3, 4, înmulțire. Repetăm de 4 ori. 1, 2, 3, 4, înmulțire. 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 Perfect. Acum avem 36 de piciorușe scurte. Bun. Mergem la rândul numărul 9. Deci avem 2, 4, 6, 8, 9. La rândul numărul 10 și facem 10, 11, 12 cu același număr de piciorușe. Să fac o paranteză aici. Dacă vreți să faceți ouăle mai mari de atât, pentru simplu motiv că aveți firuri mai subțire sau le vreți mai mare, zic așa, mai faceți, repetați această schemă, adică faceți un rând cu 36, faceți încă un rând cu înmulțiri, păi încă un rând, depinde cât de mare îl vreți. Doar că pe mijloc să fie aceste 3 rânduri cu același număr de piciorușe. Acum revenim la schema noastră și continuăm să facem pe 3 rânduri aceste număr de piciorușe. Ne vedem la rândul 13. Am terminat aceste 3 rânduri cu 36 de piciorușe scurte și acum trecem la rândul 13, unde facem 4 piciorușe scurte, scădere, repetăm de 6 ori și la final vor rămâne 30. Dăm semnul și facem. Să ne uităm bine, să nu sărim un picioruș. Da? Așa. 1, 2, 3, 4. Acest tip de scădere o să-l facem să fie invizibil. Dacă până acum, câteva videouri în urmă, făceam scăderile cu buclele din față, acum vom lua bucla din față de la primul picioruș,
și bucla din spate de la al doilea picioruș. Și scădem. Repetăm. 1, 2, 3, 4. Scădere. Repetăm. 1, 2, 3, 4. Scădere. Repetăm de 3 ori până la capăt. 1, 2, 3, 4, scădere. 1, 2, 3, 4, scădere. 1, 2, 3, 4, scădere. Am ajuns la capăt, dăm semnul și continuăm să facem aici rândul 14, 3 piciorușe scurte scădere, repetăm de 6 ori și la final vor fi 24. 1, 2, 3, scădere, 1, 2, 3, scădere. Repetăm de 4 ori. 1, 2, 3, scădere, 1, 2, 3, scădere, 1, 2, 3, scădere, 1, 2, 3, scădere. Am ajuns la capăt și o continuăm să facem și rândul 15 cu două piciorușe scurte și o scădere. Repetăm de 6 ori și la final vor fi 18. Deci, dăm semnul și facem 1, 2, scădere. 1, 2, scădere. Unu, doi, scădere. Unu, doi, scădere. Unu, doi, scădere. Unu, doi, scădere. Minunat. Acum, facem în felul următor. Băgăm vată, umplutură. Punem zornăitoare pe care o învelim într-un celofan ca să nu intre vata în interior, să-și piardă din gălăgie. Uite așa. Și o să o băgăm înăuntru. Mai trebuie, se pare că mai trebuie vată. Și băgăm cumva celofanul să fie pe centru. Să vedem dacă ne mai trebuie vată.
Mai trebuie vată. Hai să o punem și pe aceasta. Dar să o dăm pe margine. Da? Ca să punem zornăitoarea pe centru. Ok. Și acum trecem la rândul 16. Facem un picioruș scurt și o scădere. Este mai ușor să punem zornăitoarea la urmă, ca așa nu se mai prinde vata la croșetat. Și facem 1 și un picioruș scurt, o scădere, pardon. Aici strângem mai mult și evident că nu se mai pot face acele scăderi și vom lua buclele din față. Un picioruș scurt, o scădere. Mergem așa până la capăt. Atenție să strângem bine firele, să nu se lărgească. 1, scădere, un picioruș scurt, scădere, un picioruș scurt și scădere. Am ajuns la finalul rândului și acum mai avem de făcut al 17-lea cu 6 scăderi și apoi o să închidem. Deci, pe acest rând facem doar scăderi. Uite așa. O scădere, a doua, a treia, a patra, a cincea și a șasea. La a șasea scădere o să facem picioruș alunecat. Uite așa. Ok? Tăiem firul . Scoatem capătul, da, direct prin acest ochi alunecat și ori băgăm cu un ac, ori cu un croșet mai subțire ca să nu-l rupem și vom lua câte o buclă din buclele exterioare și o să să tragem firul. Așa. Deci, băgă prin două și mai avem de băgat două. Și aici mai sunt două. Strângem. Așa, s-a închis perfect. Ouăle acestea se modelează cum vor ele, cum vrem noi. Sunt așa și căutăm să tragem firul pe dos. Mai am o buclă aici. Ia să o bag și pe asta. Și acum ies. Scot. Nu se agață bine. E croșetul mai mic.
Uite așa. Op. Și căutăm să facem un nod. Luăm o buclă care se duce pe interior totuși. Facem cumva un nod aici. Uite așa. Sau cu apă, cum vă este mai ușor. Și îl tragem pe interior că nu mai avem nevoie. Și asta e. De acest fir nu mai avem nevoie. Acesta este oul nostru. Acesta ar trebui să fie vârful. Nu, acesta e vârful. Că e mai ascuțit. Acesta e partea mai rotundă. Perfect! Acum, hai să mergem să facem și cofragul și să-l facem să nu se vadă unde am închis. Este lucrat în spirală până la capăt. Uite, aici se vede denivelarea și aici e capătul. Uite firul. Și să închidem aici rândul ca să iasă frumos. Și începem așa. Întâi de toate, trebuie să lăsăm un capăt cât mai mic aici ca să îl putem ascunde. Vom începe așa cum am început și oul, deci inel magic, un ochi de lanț și 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Strângem, punem un semn de ață sau marcator și luăm primul picioruș. Acesta este ochiul de lanț. Acesta este primul picioruș și băgăm capătul de ață aici. Că ne vine mai ușor, se ascunde mult mai bine dacă îl băgăm în lucru. Și facem 1, 2, 3, 4. Da? Practic sunt primele două rânduri de la ou. 6 piciorușe scurte și acum 12. Deci continuăm până la capăt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dăm semnul și la rândul următor facem un picioruș scurt și o înmulțire. Dar mie nu-mi convine, mie îmi place mai mult înmulțirea de la început. Se completează cumva golul. Deci luăm o buclă și facem direct înmulțirea. O înmulțire și un picioruș scurt. O înmulțire și un picioruș scurt. Repetăm până la capăt de 4 ori. Înmulțire, picioruș scurt, înmulțire, picioruș scurt, înmulțire, picioruș scurt, înmulțire și picioruș scurt la final. Rândul
4. Vom face două piciorușe scurte și o înmulțire. Dar noi începem cu o înmulțire și două piciorușe scurte. 1, 2. Înmulțire și două piciorușe scurte. Repetăm până la capăt. Înmulțire, două piciorușe scurte. 1, 2. Înmulțire și două piciorușe scurte. Înmulțire, două piciorușe scurte. Înmulțire, două piciorușe scurte și gata. Și acum facem și ultimul rând cu înmulțire și trei piciorușe scurte. 1, 2, 3. Înmulțire și 3 piciorușe scurte. Repetăm de 4 ori și ne vedem la capăt. Înmulțire, 3 piciorușe scurte. Înmulțire, 3 piciorușe scurte. Înmulțire, 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Bun. Ajunse la acest nivel, facem în felul următor. Scoatem bucla și intrăm prin spate, prin aceste două bucle, prin piciorușul următor, da? Primul din rândul următor. Agățăm bucla și o tragem în spate și o strângem. Vedeți că nu se observă. O luăm într-un mod în care să vină cât mai vizibil. O strângem. Da? Dar totuși să alunece bucla pe croșet și facem primul ochi de lanț. Primul picioruș îl vom lucra acest rând pe bucla din spate. Și primul este chiar aici, pe unde am intrat noi. Și luăm doar această buclă. Da? Și facem piciorușe scurte, fără mulțiri, fără scăderi. Să, în așa fel încât să se formeze această margine frumoasă și regulată. Uite așa. Și mergem așa, ne vedem la capăt. Am ajuns la final și facem și pe aceasta și pe aceasta, da? Și uitați cum se încheie rândul. Perfect. Doar că noi mergem în circular și lăsăm acest ochi de lanț și vom intra pe primul picioruș. Da? Deci, acesta este ochiul de lanț, acesta este primul picioruș. Da? Și intrăm pe el și continuăm să lucrăm circular. Și acest rând îl facem fără mulțiri, fără scăderi, cu aceste 30 de piciorușe scurte, da? Că noi avem 30 aici.
Ne vedem la rândul următor, unde vom face înmulțiri. Am ajuns la sfârșitul rândului. Acesta este primul. Hai să dăm semnul. Și la acest rând începem cu înmulțiri. Și la fel luăm bucla din spate. Da? Și apoi amândouă buclele. Și dacă aici avem 3 piciorușe scurte ca interval, aici vom face 4. 1, 2, 3, 4, înmulțire și 4 piciorușe scurte înmulțire. Repetăm de 4 ori și ne vedem la capăt. Înmulțire. 1, 2, 3, 4, înmulțire. 1, 2, 3, 4, înmulțire. 1, 2, 3, 4, înmulțire. 1, 2, 3, 4. Da? Acum, continuăm să facem. Noi avem 36 de piciorușe scurte, da? Exact cât este oul nostru. Continuăm să facem două rânduri, fără mulțiri, fără scăderi. Și ne vedem la ultimul rând, unde facem o mulțire și gata cofragul nostru. Da? Vedeți că avem 1, 2 piciorușe, aici avem rânduri. Aici avem o mulțire și aici 1, 2 și o mulțire. Ne vedem la ultimul rând. Am ajuns la capăt după ce am făcut aceste două rânduri cu aceste piciorușe scurte. Cele 36 și acum pentru a face ou să stea bine mai facem un singur rând care să fie mai lejer. Deci o înmulțire și începem cu o înmulțire și data aceasta 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Înmulțire. Cinci piciorușe, înmulțire. Ne vedem la capăt. 1, 2, 3, 4, 5. Înmulțire. Înmulțire. 1, 2, 3, 4, 5. Înmulțire. 1, 2, 3, 4, 5, înmulțire. Și 1, 2, 3, 4, 5. Facem așa. Intrăm în următorul și alunecăm. Facem un picioruș alunecat. Tăiem firul. Scoatem croșeta groasă. Luăm una mai subțire, întoarcem cumva lucru, semnul nu ne mai trebuie și facem așa. Intrăm prin piciorușul următor, cum ar veni al doilea din rând și tragem acest capăt. Așa. Acum ne punem prin bucla vecină și bucla de la piciorușul alunecat și tragem firul. Așa. Și uite cum se formează sfârșitul rândului.
Uite cum se închide și e frumos, frumos. Am terminat toate ouțele de făcut, toate cofragile și la acestea trei am făcut deja acest rând care avem nevoie să întărim și să facem, construim cofragul, să-l legăm între ele. Și zic să rămână în poziția asta. Și acum hai să facem ultimul rând de cofrag. Și o să încep de aici cu această culoare și fac așa. Un ochi de lanț și un picioruș scurt în același loc, da, ca să începem rândul. Și băgăm capătul, pentru că noi o să facem cofragele acestea foarte curate, să nu vedem capete. Așa. Aici avem de făcut așa. Vedeți, piciorușul acesta noi trebuie să-l luăm de jos. Și o să mergem la rotund și o să ne vedem la sfârșitul rândului și când o să facem centrele. Am terminat-o, am ascuns capătul, așa, și nu se vede nimic, nici nu știu unde am terminat. În orice caz, aici vedem că avem, aici se vede că sunt de două ori, unde am făcut ochiul de lanț și piciorușul scurt. Și o să facem în așa fel încât aceste părți, început și terminat de rând, să le așezăm cumva în centru. Aceste ouă le dăm deoparte. Așa, și o să lucrăm pentru ele. Ca schemă pentru cofrag am reușit să o scriu și acum o să mergem să facem acest centru. Le-am numit eu cu un inel magic, o piciorușe scurte și apoi la fel lucrăm în bloc. Practic avem doar trei rânduri foarte mici. Și facem așa, ochiul magic, lăsăm tot capătul scurt ca să putem să îl ascundem fără să mai pierdem timpul la urmă și facem 1, ochiul de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 piciorușe scurte. Am strâns inelul magic, tragem bucla și vom face același sistem de trecere. Să lucrăm în bloc și să facem o lucrare drăguță. Deci trecem pe aici, ne luăm bucla, întâi o strâng, așa, facem un ochi de lanț și vom lucra pe bucla din spate 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3 și am zis că ascundem capătul. Ia să-l băgăm. Cumva de acum, că nu este mai comod
Așa. Și al optulea. Și am terminat rândul. Am zis că pun semn, n-am mai pus. Acum, la fel, închidem și acest rând, pentru că mai avem un singur rând de lucrat și nu are sens să creăm spirala. Așa, tot la fel. Vreau să lucrez și strâns ca să aibă ținută. Așa, de că se strânge. Ok. Și din nou, ochi de lanț. Și acum facem, lucrăm normal pe amândouă buclele și facem o înmulțire. O înmulțire, un picioruș scurt. O înmulțire. Un picioruș scurt, încă de două ori, înmulțire, picioruș scurt, înmulțire și picioruș scurt. Bun, iarăși închidem rândul ca să iasă bine. S-a prins o buclă. Uite așa. Bun. Acum noi avem 12 piciorușe scurte. Ca să asamblăm, noi trebuie să lucrăm cumva pe dos. Deci să le prindem așa. Și am zis că prindem din regiunea în care am început și am terminat rândurile, cumva să le băgăm în interior și începem să facem așa. Ia, să vedem. Și facem un ochi de lanț. Și primul picioruș scurt în următorul. Ok. Și facem 1, 2, 3. Hai să facem o probă. Deci, așa trebuie să vină. Acum o să iau verdele în lucru. Atenție, că asta e chestia, că să le, cum le așezăm. Deci, așezăm așa. Și continuăm cu un picioruș din verde. Și unul din centrul nostru. Unu. Doi. Trei. Îl punem și pe albastru. Să vedem unde e începutul rândului. Pare fi aici, aici. Și acesta tot la fel. Ok, aici. Și mergem mai departe. 1, 2,
și 3. Și mai departe, încă 1. Ia să vedem. Hai să luăm de aici, de undeva. Și le facem și pe acestea 3. 1, 2 și 3. Bun. Ia să vedem. Vedeți cum se formează și cum se unesc? Acum o să le unim și pe ele cu 6 piciorușe scurte. Tragem prin același ochi croșetul cu piciorușul următor de pe partea cealaltă. Așa. Și facem și de aici și începem să le unim, să le strângem, dar că nu se strânge prea bine. Așa. Și unim un picioruș mov, unul violet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ia să vedem, stă bine, cu 6 sau facem 7, ia uzi, aici, ia să vedem câte sunt, 2, 4, 5, 6, lăsăm 6 piciorușe, da? Deci, aici vom face la fel. Tăiem capătul de ață. Mergem cu un croșet mai mic, ca am la îndemână. Și facem, uite așa. Și ne întoarcem înapoi. Cumva ca să încheiem frumos rândul, să nu se observe. Și băgăm capătul pe dedesubt. Apoi mergem și unim câte 6 piciorușe și terminăm și pe celelalte 4. Am ajuns la acest punct. Am montat toate 3 centre, da? Și le-am unit între ele. Și acum mi-a rămas această bucățică și facem așa. Reluăm din punctul de unde am terminat și facem un ochi alunecat. Așa. Și acum facem aceste piciorușe scurte care sunt 6. 3, 4, 5 și 6 aici. Dar aici rămâne o micuță gaură și de aceea zic să facem, să intrăm în continuare și să facem un singur picioruș alunecat, un ochi alunecat. Ok? Și asta este această parte. Bun. Acum, hai să unim această și ultima pe roșie. Și am descoperit un truchet. Un truc. Deci, nu terminăm rândul. Nu-l încheiem, adică. Și venim aici. Și numărăm 6 piciorușe. Ia să vedem. Acesta este ocupat, da? Și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Intrăm în al 7-lea.
Așa. Ia să-l găurim un pic. Așa. Și în al șaptelea ne tragem această buclă. Fain frumos. Facem un ochi de lanț și acum continuăm să unim cofragele între ele și luăm în continuare și câștigăm puțin timp să nu mai încheiem chiar pe fiecare. Facem un ochi alunecat aici, în continuare. Și ne ducem pe dos. Întoarcem lucru pe dos, strângem ochiul și intrăm din nou tot aici. Altfel ne rămâne pe afară și continuăm cu cele trei piciorușe scurte care trebuie făcute cu centrul. 2. Caut să lucrez cât mai strâns ca să aibă ținută, că altfel devine prea moale jucăria noastră. Am făcut pe cele trei. Acum din nou ieșim pe fața lucrului și vom începe de aici ca să strângem. De aici, că aici este băgat, și alunecăm. Acum mai facem pe astea 6. Și am terminat cofragul. Am observat că trebuie așezat așa, trebuie cumva călcate, așa, să le așezăm bine, bine. Și acesta este curcubeul nostru de ouă. Curcubeu de ouă. Uitați ce frumos e, uitați ce frumos e. Este o bucurie să lucrezi așa ceva. Eu vă doresc un Paște liniștit, să fim fericiți, să avem seninătate, liniște, pace și toate cele bune. Asta nu are sonerie, nu am pus în toate. Acum am făcut câteva expresii la ouțe, în așa fel încât să fie simpatice, da? Care râde, care e mai serios, care doarme, după cum vă place. Și să facem copiii să fie veseli, senini și să descopere culorile, da? Vă aștept pe canalul meu să vă înscrieți, Mihai Croșet, pe grupul nostru Croșetezi Odată cu Tine, să lucrăm împreună. La revedere!